Din Gorj a ajuns la spital în stare gravă după ce a fost răpus de căldură. Medicii de la ambulanță spun că victima ar fi consumat și alcool, după care a dormit pe o bancă din centrul orașului Târgu Jiu. Doctorii spun că joi s-au înregistrat cel puțin 4 astfel de cazuri. Bărbatul din imagine a adormit pe o bancă din centrul orașului Târgu Jiu. Marturii spun că victima zăcea de mai mult timp sub arșița soarelui. Da, dormea și deodată a căzut cu capul, s-a lovit cu capul de asfalt. Posibil să fie și bea? Posibil să fie și bea, dar în momentul ce nu răspunde la nicio comandă, nimic. Dormea pe bancă și probabil omul de la căldură s-o fi trezit, s-o fi așa și dintr-o dată... În cădere, bărbatul s-a lovit la cap, iar medicii de la ambulanță au fost chemați imediat la fața locului. Pe ziua de azi 3 sau 4? Nu mai noi, dar așa alții. Cu căldura? Căldura n-au luat, băi, de așa ceva. Cu alcool. Bărbatul a fost transportat la spitalul de urgență din Târgu Jiu, unde a rămas internat pentru investigații medicale.